Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să fiu inclusă în rândul oaspeților dumneavoastră în emisiune. Din câte am înțeles, sunt femei remarcabile din întreaga diasporă. Eu locuiesc în Australia din 2003. Am mers inițial la studii acolo. Este o poveste lungă a carierei mele dezvoltate în Australia, ce are cea mai mare relevanță cu această emisiune. Am fondat The Australian Romanian Business Chamber în Melbourne, Australia, prin care încurajăm și susținem colaborările de business dintre Australia, România, diaspora și lucrăm foarte îndeaproape cu Uniunea Europeană în Australia. Cred că este important să colaborăm nu numai între noi oamenii de business și din experiența avută în vizitele mele în România și munca pe care am prestat-o în Australia și în România. Ce am văzut că lipsește câteodată este chiar abordarea aceasta multidisciplinară, care bineînțeles că aduce valoare oricărui proiect, indiferent de domeniul de activitate. Noi colaborăm atât cu mediul academic, cât și cu cel de business, dar și cu autoritățile locale, cu autoritățile reprezentative ale Uniunii Europene în Australia. Aici, în România, de când sunt aici și lucrez la câteva proiecte pentru dezvoltarea României, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor, este foarte important să colaborăm cu oamenii, cu comunitățile pentru care vrem să facem ceva. Cu primăriile, consiliile județene, prefecturile, ministerele, administrația prezidențială, doar să numesc câteva dintre instituțiile cu care am avut meetings și cu care lucrăm foarte bine. Și aș dori să precizez că chiar dacă din afară și chiar dinăuntru, în această criză economică, politică, sanitară, unii sunt îngrijorați de situația de aici. Ce pot spune că am găsit deschidere la un nivel neașteptat și eu sunt un optimist, o ființă optimistă și I'm dream large. Deschiderea oamenilor pentru colaborări genuine, cu adevărat, care aduc valoare comunităților lor, este incredibilă. Și îi încurajez pe toți românii din diaspora și nu numai să nu uite de România. Indiferent dacă aleg să vină în România, să se întoarcă sau să vină din când în când, chiar dacă nu doresc asta și preferă să trăiască în țările în care le-au ales pentru diferite motive, pot colabora, pot ajuta comunitățile lor din România, pot ajuta ori inspira comunitățile românilor din țările gazdă în care s-au repatriat temporar sau permanent și să creeze sinergiile necesare pentru a ridica România, a ajuta oamenii de aici să atingem scopurile pe care cu toții ni le dorim. Limba noastră e o comoară, ce pot spune. Limba ne unește, mai mult de atât ne definește, face parte din identitatea noastră culturală. Cred că revine la latitudinea fiecărui părinte, cum dorește să-și educe copilul, dar mai mult de atât, și aici îl citesc pe fiul nostru, Andre, care odată, ascultând o conversație între mine și soțul meu, care mă întreba de ce atât de multă pasiune pentru România, și el iubește România, dar eu sunt atât de implicată și absolut mă doare sufletul când văd că lucrurile nu merg bine în România. Trebuie să fac ceva când știu că pot ajuta. Deci nu există
semn de întrebare, faci sau nu faci, participi sau trebuie. Și Andre, băiatul nostru, a intervenit și a spus, a răspuns în engleză, dar it's the blood memory. So este în ADN-ul nostru. Mai devreme sau mai târziu, cred că cu toții îl vom identifica, chiar și copiii noștri, dacă cresc într-o țară unde limba română nu se vorbește sau nu merg la școlile în limba română, probabil vor fi... unii sunt de la vârste fragede, alții mai târziu vor dori să cunoască România. România este frumoasă, România suntem noi, România este o stare de spirit, nu este un loc. Suntem, noi suntem România, deci nu este opțional și aici absolut intervine probabil, well, de aici se leagă răspunsul pentru întrebarea dumneavoastră, să învățăm sau cât este de important să învățăm pe copiii noștri limba română. Cred că este primordial să învățăm. Fiecare dintre noi, indiferent unde suntem în viață, avem posibilitatea să facem ceva dacă dorim. Nu sunt neapărat studiile cele care te fac om. Oricare dintre noi se poate implica într-un fel sau altul, fie ca investitor, antreprenor, fie dând înapoi din acest knowledge de how to, să-i înveți pe cei de lângă tine sau pe cei de acasă cum să ajungă, cum să realizeze anumite proiecte pe care probabil și-ar dori, dar nu văd, nu înțeleg cum să le facă. Cel mai important este probabil să identifici că vrei și apoi cu siguranță vei găsi o soluție. Cei care doresc să facă ceva și nu știu de unde să înceapă, mă pot contacta și pot pune în legătură cu diferite organizații, poate cele pe care le coordonez eu, dacă nu multe altele. Implicarea civică este o acțiune pe care oricare dintre noi o poate face. Important este să vrem. Să vrem bine și să ne gândim la cei din jurul nostru, nu neapărat la noi înșine. Dacă stai să te gândești la urma urmei pentru ce trăim, da, te-ai realizat, ai o carieră, ești bine, dar ce legacy lași? Ce faci tu pentru cel de lângă tine? Și mai ales în națiunea noastră, dacă îmi pot permite, care este definită, nu, în preponderență a fi un neam de creștini, ce e mai important decât ce faci pentru semenii tăi, pentru oamenii de lângă tine și cu precădere pentru cei care au mai mare nevoie de ajutorul nostru. Cred că fiecare dintre noi avem talentele, darurile noastre, trebuie doar să le găsim, trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Câteodată poate nu este ce ne-am fi dorit să fie, dar dacă suntem, cum se spune, stai true to yourself, ești sincer și onest cu tine însuți, pentru bărbați, right? Le găsești, le identifici și indiferent, cum am spus înainte, indiferent în ce punct ești în viață, poți face ceva pentru cel de lângă tine. Până și tinerii, nu? Nu până și, că sunt o valoare inestimabilă, nu numai a României, a lumii. Sunt organizații în diferite organizații ca Liga Studenților Români din Străinătate și multe altele și fac voluntariat, se implică în diferite cauze. Din nou, la orice vârstă, oriunde ai fi în lume, oricare ți-ar fi meseria, profesia, abilitățile pe care le ai, important e să vrei. Simplu. Important e să vrei. Probabil dacă aș avea răspunsul la această întrebare, aș putea rezolva multe din problemele lumii. Nimeni nu cred că știe exact răspunsul. Dacă am fost afectată, bineînțeles, cred că toți am fost afectați de pandemie. E o pandemie, e imposibil să nu fie afectat. Eu trebuia să vin în România anul trecut, datorită pandemiei nu s-a putut. Cum știți, Australia și în particular Melbourne a avut
unele, dacă nu cele mai stricte condiții de lockdown, de gestionare a pandemiei. Imediat ce am putut avea vaccinul și a fost safe to go, m-am urcat în avion și am venit să continui ceea ce trebuia să continui anul trecut. Cum văd viitorul? Viitorul este cum ne-l facem noi. Situația consecințelor create de această pandemie în România ar fi diferită dacă noi ne-am implicat mai mult și am încuraja oamenii de care ne pasă, oamenii români de pretutindeni, dar cu precădere în România, unde rata vaccinării este foarte scăzută, dacă i-am încurajat să se vaccineze. Situația în România ar fi altfel. Uitați-vă în comparație cu Australia, care a început programul de vaccinare mult mai târziu decât Europa. Zilele trecute am primit rezultatele statistice și 90% din populația eligibilă pentru vaccinarea Australiei este vaccinată cu prima doză. 90% din populația eligibilă a Australiei este vaccinată cu prima doză. Viața în Australia, în Melbourne și Sydney, cel puțin a revenit la normal aproape. Restricțiile sunt tot mai puține pe zi ce trece. Bineînțeles, a fost susținere de la autoritățile locale și federale. Sunt reguli ce trebuie respectate. Autoritățile au ascultat de sfaturile experților în sănătate publică și au făcut ce trebuie să facă și de aceea Australia se deschide treptat, treptat. Bine, nu o să intru în detaliile aferente între România și Australia pe această temă, că sunt multe și probabil putem scrie o carte despre asta. Ca să vă răspund la întrebare, depinde de noi cum va fi viitorul raportat la consecințele acestei pandemii. Dacă noi vom încuraja pe ai noștri, pe prietenii noștri, familiile noastre, comunitățile noastre să se vaccineze, putem evita un val 5. Am văzut cât de devastator a fost valul 4, câți oameni au murit, vieți care s-au pierdut, vieți care puteau fi salvate. Depinde de noi să evităm o altă catastrofă. Mai ales când știm cu toții ce precar este sistemul sanitar, știm cu toții că pleacă medici și cadre medicale din România pentru alte țări cu o situație economică mai bună. Deci depinde de noi, de noi toți și probabil de felul în care reușim să ne adresăm autorităților și cum reușim noi oamenii să îi implicăm și să implementeze ceea ce dorim să se întâmple, dacă într-adevăr ne pasă de viața celor din jurul nostru. Eu m-am specializat în sănătate publică, am terminat un master in public health pe specializarea Program Design and Evaluation. Aceasta a fost specializarea mea secundară. Evaluez și designing programs în orice field. Am început cu The Human Rights Charter, ce a fost implementată pentru prima dată în Australia, across the Department of Health, sau Departamentul de Sănătate al statului Victoria. Apoi m-am specializat în educație, am devenit antreprenor, acreditez institute prin compania mea. Nu am plănuit să fac asta, dar evoluția business-ului început m-a determinat să fac o altă specializare în immigration law, apoi în business. Deocamdată lucrez pentru mine, am companiile mele. Sunt foarte implicată civic, am coordonat Liga Studenților Români din Străinătate în Australia și Noua Zeelandă, coordonez Fundația Cezar în continuare în Australia, am înființat The Australian Romanian Business Chamber și acum am deschis o companie în România, External Advisor, dacă doriți, prin care acreditez institute. Dacă dumneavoastră, de exemplu, doriți să vă deschideți un institut, îmi spuneți în ce domeniu și eu coordonez activitatea de acreditare.
cele ce se vor preda, stafful, personalul care va preda, facilitățile în care se vor desfășura cursurile. Acesta este unul dintre componentul business-urilor mele. De asemenea, lucrez în professional development, să lucrăm la recunoaștere de skills și knowledge de pe plan internațional și local. Deci ajut, dacă doriți, studenții, viitorii studenți de oriunde din lume ar fi ei, să vină să studieze în Australia. Acum încercăm să creăm ceva similar și cu România și nu numai. De asemenea, lucrez la în immigration law. Deci oameni sau businesses care doresc să-și diversifice portofoliul financiar, să investească în Australia, au nevoie de o viză pentru a veni acolo. Prin compania mea îi putem ajuta să aplice pentru acea viză. Însele, să creadă. Putem să facem orice ne dorim să facem dacă vrem cu adevărat și suntem dispuse să ne asumăm sacrificiile care trebuie câteodată făcute pentru a ne atinge scopurile, dar aș vrea să nu-și piardă speranța niciodată, să se respecte pe ele însele, să știe că sunt puternice și mai ales să știe că nu sunt singure. Există atât de multă susținere, să nu le fie teamă să reaching out, să pună mâna pe telefon sau să trimită un mesaj dacă au nevoie de ajutor, dacă se simt pierdute câteodată, să creadă în ele și să-și urmeze țelurile, să-și atingă visele. Iar românilor de pretutindeni, le transmit dragostea mea și ea are nevoie de noi toți. Indiferent cât și cum puteți ajuta, România are nevoie de noi. Altfel, satele dispar. E trist să vezi asta și cred că suntem în ceasul al 12-lea când absolut mai putem face ceva. Și dragostea și primirea oamenilor de aici, de acasă, pentru noi toți, cei care dorim cu adevărat să facem bine pentru comunități, este ceva de nedescris. Deci te îmbrățișează din priviri, că nu putem în condițiile actuale, își deschid inima, sufletul, casele și chiar vor să contribuie și ne cheamă și cred că este minunat să putem lucra împreună.